Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai multe zone ale orașului ucrainean Odessa au fost blocate de nuntași care au început să tragă focuri de armă în aer. Nuntașii, despre care autoritățile au spus inițial că erau ceceni, au sărbătorit în mai multe locuri, ceea ce a atras atenția autorităților, care în urma unor verificări au descoperit că aceștia aveau nu doar pistoale mitraliere, ci și grenade antitank și lansatoare de grenade. Artificii, am spune noi. Eu vreau în Odessa. Deci, băi, dacă mergem în Odessa și dimerim și la o nuntă de asta... De ceceni. De, ei, de fapt, s-a dovedit ulterior că erau niște ucrainieni care se dădeau drept ceceni. S-a filmat, a fost pe stradă, a fost sărbătoare mare, avem sunet de acolo, o să dăm, fiți atenți. Deci, asta e distracție. Ia. Ce să aibă el? Un pistol mitralieră. E pe burtă, practic. Da. E bucuros. Se mărită mona mea. Nu știu, doamne, ce aici se fac cerculețe, drifturi. Manifestări de bucurie. Da. Împușcături, drifturi, cum vă spuneam, s-au găsit mai multe grenade, două lansatoare de grenade antitank și arme de foc. Și l-au prins pe cel mai nuntaș. Pe socru. Socru mare sau... Da. Nașu ceva. Da, au prins pe nașul cel mai mare. Ce, la poliție a dovedit că este ucrainian și a cerut scuze ulterior pentru deranjul creat. Îmi cer scuze la domni polițiști. Scuze la domni polițiști pentru lansatorul de grenade. Cum ar veni? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.